Întrebarea asta îi se potrivește și invitatei noastre. Ce mai faci? Bine, bună e dimineața. Fals cântat de mine, dar se pricepe ea mai bine la cântat. Anca Țurca și eu, bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Să știi că Direcția 5 este trupa mea preferată. Sunt serios? Mare fan. Nu lipsesc la niciun concert de-al lor la București. Mă sună și Cristi și Marian și toată lumea. Vezi că avem concert acolo! Ce frumos! Băi, dar cum se lipesc toate lucrurile astea? N-am știut și uite, te-am primit pe melodia asta. Să știi că mi-ați făcut dimineața foarte frumoasă când am intrat aici. Nu, tu ne-ai făcut o nouă. Și tu o să o faci nu numai lui Mihai frumoasă, că vreau să spun că pentru tine și-a luat cămașa albă astăzi. Da. De ce? Da, am împrumutat-o, nu, că n-aveam. Da. De obicei... Se par mai elegant, mai stilat. Nu, de obicei vin în second hand, așa, da. Asta nu e o problemă, să știi. Pentru invitați de cu prima second mână. Hand, nu e, nu. Ai spus-o ca și cum ar fi o problemă. Nu e o problemă să te îmbraci de la second hand. Nu, și cu rabla. Da, sunt atâtea programe. Absolut. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Mă bucur foarte mult. Sunt fan și Național FM, să știți, numai Direcția 5. Vă ascult ori de câte ori am ocazia și sunt foarte fericită că vom intra împreună cu cei care ne ascultă în dimineața asta frumoasă. Am putea să luăm niște telefoane în direct să vedem, poate au oamenii întrebări, nelămuriri. Da, deja vin mesaje și pe Facebook aici unde suntem live și mai suntem live și pe TikTok, Marian? Încercăm să fim live și pe TikTok în câteva momente, pe WhatsApp de asemenea, și că Mihai este emoționat. Hopa! Da, să știți că eu întotdeauna am fost un tip emotiv. Bine, așa. Mi-a mai trecut. Și că suntem de o vârstă? Nu, n-am știut. Da. A fost un an bun. 70? 70. De creței, da. De creței, numai că sunt în toamnă eu și tu undeva în primăvară, nu? În mai, da. Mulți înainte. Asemenea. Acum, cum să zic să nu te simți? Adică, amândoi arătați foarte bine, adică nu vă arătați vârsta, vreau să zic, dar parcă la Anca e un pic mai bine. Da, mulțumesc. Te-ai săturat de întrebarea asta? Ce face Anca să te menții așa? M-am săturat cumva, dar înțeleg aprecierea atunci oamenilor. Atunci puneam altcumva întrebarea. De ce n-arăți groaznic? Pentru că am grijă de mine. Mult mai bine. Pentru că am grijă de mine să fac din viața asta una frumoasă. Și până la urmă cred că a avea grijă de sufletul tău, de ce simți și trăiești în fiecare zi, te face mai zâmbitor, mai cald, mai bun, mai frumos. Adică e o stare pe care o imprimi cumva și asta dă... Se vede. Bine, asta poate să facă și operațiile estetice pentru absolut, exterior. Absolut, dar nu e cazul. Pentru că eu vreau să fiu autentică. N-ai nicio operație estetică? Nu, n-am nicio operație estetică. Și nu ți-ai propus? Am fațete, da. Stomatologic, da, absolut. Vorbind, da, da. Este, dacă se poate numi estetic, ține de estetică, evident, să ai... Și nici injectări, nici de-astea, că se mai ascund niște riduri. Nu, s-ar vedea. S-ar vedea. N-aș putea să mișc sprâncenele. Sunt actor și cred că are foarte mare importanță să ai o expresivitate corectă atunci când joci un rol, nu să fii înțeperit până la urmă. Da, și că nu mai poți mișca nimic. Ești actriță de teatru? De teatru, da. De teatru. Acolo nu e atât de important că nu se vede, din spate nu se vede mișcarea sprâncenelor, dar trebuie să ai plămâni. Se vede, nu, exact. Se vede orice. Unde mai joci sau pe unde ai de gând? Joc în producții particulare și nu numai. Producții particulare de teatru, niște comedii spumoase, foarte bune. Să vă dau nume, ar însemna să avem mult timp la dispoziție pentru că am o grămadă, ceea ce mă face foarte fericită. Mai joc într-un spectacol al Teatrului de Revistă Alexandru Davila din Pitești. Joc în producția Mamma Mia, care este una de mare, mare succes și anvergură, care, apropo, se reia spectacolul la Sala Palatului pe 16 și 17 decembrie, astfel încât din timp trebuie să se procure bilete pentru că... Ah, gata, și-a făcut promo. Okay, este înțeleg. Foarte, foarte, foarte apreciat acest lucru. Și ce ești acolo? Ce rol ai? Tania. Sunt prietena Donei Sheridan. Am înțeles. Dona Sheridan are două prietene bune pe care le invită pe insulă ca să participe la nunta... Am văzut și filmul. Ficei, da. Este foarte, foarte bun spectacolul și... Unde ți-ar plăcea să joci? Broadway, evident. Eu sunt... La ce departe te-ai dus? Mă gândeam aici, la Național, la ceva, da?
Buladra. Nu te încurci cu asta, da. Nu. Practic, pregătirea mea este de actor de musical și asta fac cu cea mai mare plăcere și prima producție spectaculoasă în care am jucat a fost musicalul Chicago în regia lui Ricard Reguant, acum vreo 15 ani la Teatrul Național din București, unde am jucat Velma Kelly, rolul principal. Atunci era plin de vedete spectacolul, știu. Da. Interesant. Cu Bănică a fost la început. Da, foarte... O producție, au venit spanioli să monteze acest spectacol. Apoi am jucat la Teatrul de Operetă, Teatrul Național de Operetă, Ion Dacian, în producții tot așa internaționale, musicalul Rebecca, în regia lui Attila Bereș. Apropo, Rebecca, ești la operetă în toamna asta, dacă vreți să mergeți, e o distribuție foarte ok. S-a reluat, da. Același Attila Bereș, am montat din nou spectacolul după multă vreme. Am jucat și în spectacolul de teatru dans Maria de Buenos Aires, cu muzica lui Piazzolla, în regia lui Mario Radachovski. A fost o producție de asemenea spectaculoasă. Adică pentru cei care întrebau ce mai face Anca Țurcașiu. Da, și nu numai atât. Mă gândesc, dincolo de spectacolele astea de teatru, mai ai timp și de concerte? Da, am și spectacole, concerte. Nu mai cânt, să spun așa, în concerte, dar merg la evenimente, evident. Cum să spun, toată viața mea a fost așa un parcurs în care am făcut de toate, și film, și teatru, și televiziune, și prezentare de eveniment, și am fost gazdă ani de zile și sunt în continuare a unui show pe care îl fac la mare, seară de seară. M-am împărțit așa pe foarte multe planuri, nu doar am cântat. Deci de acolo bronzul ăsta frumos, pentru că ai petrecut foarte mult timp la mare. Bronzul e din Grecia, de curând am venit din Grecia. Mama mia, ce n-ai făcut și ți-ar plăcea să faci? Ce n-am făcut și mi-ar plăcea să fac? În domeniul ăsta artistic. Cred că mi-ar plăcea mai foarte mult să fac și radio. Da, pentru că te descurci așa, nu? Vocea cu comunicarea ești ok. Da. Și vocea vă recomandă și talentul. Da, exact. Oamenii, dacă nu mă recunosc pe stradă, mă recunosc dacă dau bună dimineața sau bună ziua. Imediat întorc privirea. Păi și ce ți-ar plăcea să faci? Animație sau interviuri? Sau, știi că acum e la modă, e podcast. Da, e adevărat. Am făcut o serie de interviuri, zic eu, absolut minunate, cu niște oameni speciali, vreo un an de zile, la Happy Channel. Ele există pe YouTube, înainte să existe aceste podcasturi la modă, să le spunem așa, cu unele dintre cele mai mari personalități ale țării, pentru că vorbeam cumva de la egal la egal, fiind un prieten toți, și aveam o relație cu totul alta decât... Așa, poți să vorbești și cu mine, nu e nicio problemă. Bineînțeles. Nu mă supăr. Dar văd oricum că nu mai am loc de tine. Da, de asta nici nu mă bag, după cum vezi, sau cum mințică în banca mea. Vreau să fiu observator. Eu vreau să pleci fericit de aici, Mihai, eu astăzi. Da, sunt fericit oricum. Noi ăștia sărași cu duhul așa să de... Da, Oana, te las. Da, avem multe de discutat, dar sigur, multe, foarte multe mesaje, uite, vin de la oamenii aici și pe WhatsApp. Felicitări, sunt ascultătorii de noștri care te-au văzut și ieri într-o emisiune împreună cu tatăl tău. A fost foarte frumoasă și foarte emoționantă, așa, într-adevăr. Într-adevăr, mulțumesc mult. Anca se iubește pe ea însă și se îngrijește, ceea ce ar trebui să facem cu toții. Dacă tu ești bine cu tine, poți trăi frumos. Și mesajul ăsta este important, mai ales astăzi, de Ziua Mondială a Sănătății Mentale, că de fapt de aici pleacă totul, să fii bine cu tine și după aia rezolvi totul. Ești Anca este un om frumos înăuntru și în afară. Uite, numai mesaje dintre astea. Te salut, prietena mea de pe Facebook. Ne-am întâlnit aici pe Facebook-ul nostru, dar și prieten de ai tăi, ceea ce este minunat. Am văzut zilele trecute, cred că, nu zilele, săptămâna trecută, mai exact, au fost niște titluri. Pleacă Anca Țurcașiu din țară. Da, se mută. Bine, da. Presa din România este... Să vezi pe aia din America, dacă te duci acolo. Da, nu pleacă Anca Țurcașiu din țară. Aceste titluri au apărut în urma unei postări pe care am făcut-o pe Instagram
de pe o plajă, pe un mal de mare eram și am scris acolo, nu, eram la, la Năvodari, unde lucrez eu vara, o fotografie de astă vară, și am spus că aș vrea să elimin din viața mea iernile și mă gândesc foarte serios să fac asta în următorii ani și să găsesc o oportunitate prin care să plec. Ți-e frică să nu încep să scârții? Noi, da, păi deja scârție. Da, adică bine, nu. Și eu, dar nu recunosc. Adică. Și eu la fel, știi cum se spune? Apare Bob Sigardu și înăuntru Leopardu. Adică... ai putea să prezinți vremea, să știi. Exact. Da, normal. E absolut firesc să spune că după o anumită vârstă, dacă nu te doare nimic când te dai jos din pat, înseamnă că ai murit, adică... Da. Și unde ți-ar plăcea să pleci? În țările calde. Da, ai mai avut o experiență. Nu, anul trecut ai avut o experiență de genul ăsta? Nu, te-ai dus în ianuarie sau când? Și ai stat mai mult în... De vreo 20 de ani fac asta. Serios? Toată luna ianuarie spun despre ea că este luna mea și fac ce vreau cu ea. Astfel încât plec oriunde pe planeta aceasta și trăiesc pe un mal de mare, o lună de zile, dar vreau să extind asta. Și unde ți-a plăcut cel mai mult din toți anii ăștia în care ai umblat? Sunt două locuri pe planetă în care pot să spun că m-aș întoarce, care au energia aceea perfectă pentru mine. Una este Filipine și a doua este Columbia. Ai fost în Columbia, n-am ajuns încă. E foarte interesantă senzația și am mai povestit-o Anei, când pleci din iarnă de aici și ajungi undeva unde e primăvară sau vară. În America de Sud, de exemplu, mi s-a întâmplat. Am ajuns în Chile și acolo era totul înflorit, aici erau troiene de zăpadă și așa mai departe. Asta, cred că la asta te referi, să găsești vară... Vară, când la noi aici este frig urât, iarna, da. Asta... Și scap și de întreținere, nu? Scap de cizme, paltoane, mănuși, căciuli, fulare și alte accesorii. Umezeală, mă rog, toate chestiile alea. Mi-a plăcut. Urâte. Da, exact. Acolo nu mă doare nimic. Mi se pare normal. Doar portofelul, că s-ar putea să fie mai... Depinde, scop. Să știi, depinde. Sunt locuri în lumea asta unde poți trăi cu banii foarte puțini și rezonabili. Ai pus bani deoparte? De-a lungul carierei? Da, n-aș vrea să vorbesc despre situația mea financiară. Nu știu de ce te întreb, pentru că sunt foarte multe persoane care preferă să fie sponsorizate. Nu, eu n-am fost sponsorizată niciodată. Eu am sponsorizat pe alții toată viața. Din nefericire. Asta e important să știi. Din nefericire. Că una e să-ți alegi destinațiile așa, știind că ai în spate pe cineva care are un card puternic și te duce în toate direcțiile. Nu, absolut, n-am făcut asta, nu. Și alta e când îți plătești tu și încerci să găsești niște cazări mai ieftine, da, să găsești niște... Nu? Eu nu merg la 5 stele, recunosc. Merg în destinații pe care le aleg foarte selectiv, pe platforma, pot să spun, pe Booking. Cum să Airbnb. A, pe Airbnb. Da, da. Și găsesc niște locații impresionante. De exemplu, în Rio de Janeiro am stat în Copacabana la două străzi de plajă. Ocean, da, de plajă, și vedeam pe Cristo Redentor de la balcon, de la etajul 32. Da, sunt blocurile imense acolo. Da, cu, nu știu, $50 pe noapte, $70 pe noapte, și vis-a-vis era un hotel care nu mă vedea decât pe mine, blocul meu, că era mai micuț, cu 10 etaje, și costa $150 pe noapte. Deci adică trebuie să găsești... Da, sigur, sunt... Ai fost și prin favele, pe acolo te-ai plimbat, pe lângă, mă rog. Pe lângă, n-ai cum să intri chiar acolo, dar am avut o experiență neplăcută. M-am rătăcit la un moment dat și m-am rătăcit într-o zonă în care nu ar fi trebuit să fiu și a fost o adevărată peripeție să pot să ajung înapoi într-o zonă... Te-ai dus singură? Nu. Nu eram singură. V-ați rătăcit. Da. Acum nu mai vorbesc la plural. Acum, uite, vin și întrebările. Anca, dacă tu pleci o lună, cui rămâne pisicul? Ah, da, e o întrebare foarte bună, mulțumesc. Am niște prieteni care se ocupă, cărora le-am dus pisica acasă de fiecare dată. Acum, dacă plec mai scurt, vin ei. În fiecare zi hrănesc pisica, curăță pisica, mângâie pisica. Și așa mai departe. Mi se pare un pic ciudat, pentru că tu vrei să scoți iarna din viața ta, dar ai o piesă foarte frumoasă care se numește Iernile. Este foarte frumoasă piesa. Este un cântec scris de Ovi și Jacobsen. Și
care practic n-are legătură cu sărbătorile de iarnă sau e o poveste de iubire care s-a întâmplat într-o iarnă și chiar pot să spun că e unul dintre cântecele mele favorite. De asta ascultăm acum, da, pentru că așa mi se pare că iarna e suportabilă când trăiești o poveste de iubire extraordinară. Hai, ascultăm și ne întoarcem. Da, apropo și... de piesa asta, să știi că vin și mesajele. Iată, deja ai primit o invitație pentru la iarnă în Poiana Brașov, la un vin fiert cu scurtișoare, în cazul în care nu pleci și mai ești pe aici. Mulțumesc! Mi arăt neștiința, nu știam piesa. E foarte bună. Păi n-aveai de unde să o știi, că... A, e de curând? Nu, e de un an de zile, dar nu se difuzează. A, nu se difuzează, dar e o fie ascunsă, nu? Cum da, ar veni, da, e păcat că e un, nu știu, un cântec, mie mi se pare că are un vibe foarte... Da, clar. Plăcut, și... îți vine să te miști așa și mă bucur că am intrat pe TikTok în direct. Suntem live, acum, da, și vă salutăm pe voi toți, exact, acolo. Exact, înțeleg că este prima... Da, ești prima, ești prima invitată și primul live, nu? Aici pe TikTok, pe contul de TikTok Național FM România. Și vă mulțumim mult că sunteți acolo și acolo cu noi, ne vedeți și pe Facebook. Deci aveți, numai să vreți să intrați, practic, și ne găsiți aici. Mesaje puteți trimite oriunde, le citim și le dăm mai departe. Da, mi-a plăcut piesa asta, dacă o traduce în engleză, o să sune ca afară, efectiv. Serios. Mulțumesc. Știi engleză mulțumesc. Bine? Da. Da, ce mai știi? Ce... spaniolă? Încerc să învăț spaniolă, oricum circulând atât de mult prin țările din America de Sud, America Centrală, le-am văzut cam pe toate, am petrecut mult timp pe acolo și îți dai seama că trebuia să mă descurc, să încerc să vorbesc și... îmi vine când plec undeva și în Grecia. Acum îmi venea să vorbesc în spaniolă. Am obișnuită când plec undeva să desfigura. Îmi plac, da, foarte mult. Am fost într-o localitate foarte frumoasă. Bine, în Corfu, într-o zonă care mi s-a părut splendidă, Casiopi. Mi-a plăcut foarte mult toată atmosfera de acolo. Foarte mulți englezi. O lume așa. Englezii, mă rog, nu sunt cei mai plăcuți. Dar stilați turiști. Și eleganți. Am înțeles. Nu sunt aia din Ibița, sunt ăștia alți de aici. Nu. Am înțeles. Da. Dar ce vrei să spui când englezii nu sunt așa? Uite ce mă bucur că mi-am luat cămașa, că stilați, eleganți, gen. Da. Te apropii. Exact. Bine că n-am venit în tricou. Avem niște întrebări, un set așa de întrebări. Pregătite pentru invitații noștri ca să îi cunoaștem și altfel, dincolo de ceea ce fac ei, de teatru, muzică, în cazul tău. Și atunci am o primă întrebare pentru tine. Ce-ți place cel mai mult la tine? Avem timp. Ce-mi place cel mai mult la ce-mi mine? Ce-mi place? Ar putea să-ți placă vocea. Nu știu dacă m-am gândit că îmi place vocea. Îmi place... felul meu de a fi. Pozitivitatea asta, cred că apreciez cel mai mult la mine. Dar știi că și astea sunt de mai multe tipuri. Asta poate să fie una autoimpusă și alta e să-ți vină din tine, așa. Să știi că orice lucru pe care îl faci repetitiv 21 de zile devine obicei. Eu la cursul meu de arta conversației și ținută în societate pe care îl predau adolescenților. Ce tare, unde? Online, da, am grupe de copii. Asta le spun, că dacă își exersează zâmbetul, să zâmbească mai mult în fiecare zi, asta va deveni un obicei. Să salute oamenii zâmbind, să aibă, nu știu, o postură, o ținută frumoasă. Nu știu, cred că ar trebui să facă un curs de asta la nivel național, pentru că toată lumea este tristă pe stradă. Nu știu. Absolut, ar trebui, după părerea mea, instituționalizat acest curs. Sunt foarte mândră că am reușit să-l fac, să-l structurez, să îi dau o formă corectă, astfel încât după ce petreci... Dar tu ai o pregătire mine, în domeniu? Sau cum? Eu am făcut un curs de formator ca să pot să țin acest curs, dar am studiat foarte mult și am făcut eu cum ar fi un rezumat din toate cărțile pe care le-am citit și din experiența mea, evident, de comunicare, de ținută, de... am făcut un suport de curs în urma căruia eu consider că devii foarte ușor o persoană extrem de agreabilă, o persoană în preajma căreia să-ți dorești să te afli.
Ești, tu ești, adică cel puțin profesoara este, nu știu cum sunt cursanții, da. Da. Bun, deci felul tău de a fi îți place. Mihai, ție ce-ți place cel mai mult la Anca? Caracterul îmi place cel mai mult, dragă Oana. Da, vezi. Dacă te-ai putea întoarce în timp și te-ai întâlnit cu tine, ce sfat ai da? Să deschid ochii mai mult și să mă urc în trenurile care trebuie, nu să le pierd, să stau acolo, să aștept în gară să treacă trenurile pe lângă mine. Mamăleu, erau internaționale, da, sau naționale? Că astea regio mai găsești, da. Care este cel mai recent lucru pe care l-ai cumpărat pentru tine? Pentru sufletul tău, așa. Cel mai recent? Hai să-ți spun, am fost în bazarul de Cotroceni, acum două zile, da, și am pățit acolo ceva impresionant. Trebuie să vă povestesc. Asta este breaking news. Da. Ce ai pățit în bază, mai ales că eu locuiesc în zonă. Am ajuns, cobor, eu stau undeva în șoseaua Panduri și am coborât prin parc pe la Romniceanu. Suntem vecini? Și vecini suntem. Mai, nu se poate așa ceva, prea multe coincidențe. Da, și am făcut atașa la dreapta și era un garaj deschis unde pe o masă erau niște materiale, așa, suluri de materiale, mulți metri de materiale. Și m-am uitat pe acolo să văd, am întrebat cât costă și domnișoara mi-a spus, sunt gratis. Cum sunt gratis? Gratis, nene Iancule. Sunt gratis, dar trebuie să cumpărați ceva, orice alt obiect de aici, ca să puteți să luați acasă. Ah, e un bonus, cum ar veni, da, așa. Da. Deci sunt gratis. Și am cumpărat două eșarfe cu 5 lei și am... Nu-mi venea să cred, tot întrebam cum adică? Și am plecat cu două suluri de materiale de câte 26 de metri fiecare, pentru că eu sunt și designer de interior. Mamă, și... dar când mai ai timp să faci și chestia asta? Și sunt niște materiale absolut spectaculoase, o dantelă de bumbac franțuzească, din care vreau să fac niște perdele unicat, niște perdele de accent. Și asta mi s-a întâmplat, asta mi-am cumpărat, dacă pot să spun că mi-am cumpărat. Da, da, cum să nu? Da, și am mai pățit peste încă jumătate de oră altceva, fiind într-o curte, tot așa, cu obiecte puse pe masă, m-am pus mâna pe o poșetă, cu toate că nu neapărat trebuia acea poșetă, dar mi-a plăcut, mi s-a părut că mi se potrivește. Și întrebând-o pe doamna care... avea acele obiecte pe masă, cât costă poșeta, s-a uitat la mine, m-a rugat să o las să mă strângă în brațe. A, te-a recunoscut. Da, înseamnă, și a spus că mi-o face cadou. Am insistat foarte mult să o plătesc și... Să-mi zici și mie unde e, da, asta, că eu vreau tot așa, am văzut niște mașini într-un garaj. Eu vreau să-i mulțumesc pe această cale, pentru că a fost absolut minunată și ador acea poșetă. Și dincolo de frumusețea lucrului respectiv, te și încarci cu energie de la oamenii ăia care te admiră, da, și care... e mare lucru, să știi, și mi se întâmplă asta foarte, foarte des, și pe stradă, și prin magazine, și peste tot pe unde merg. Sunt oameni care vin să stea de vorbă cu mine, să petreacă un minut cu mine, să mă îmbrățișeze. Asta este ceva mai nou care mi se întâmplă. Mai ales bărbații, nu? Nu, femeile. Nu mă las așa de ușor îmbrățișată de bărbații. Foarte drăguț. Ai fost vreodată confundată cu altcineva? Da. Da? Mult. Cu cine? Cu Madalina Manole. Toată viața am Serios? Suferit de chestia asta. Chiar și după ce n-am mai fost pe aici, eram la un magazin și o doamnă a ridicat ochii și a spus: doi! S-a speriat. Da, la unul dintre posturile de televiziune, când s-a întâmplat nenorocirea, a apărut o fotografie cu mine. Tine? Da, deci e ceva care am trăit toată viața. Dar stai puțin, tu ai fost brunetă înainte, nu? Da, da, dar dacă ți-arăt acea fotografie, chiar aerul, chipul, fața, felul, nu știu, ceva, o aură. Și confundată mereu sunt cu Elvira Deatcu, care e și vecina mea. Elvira, nu știu de ce, că dacă ne pui așa, nu semănăm foarte tare, dar e vorba de o aură, de o energie, de o ceva, la prima impresie, da. Acum, după ce mi-ai povestit chestia asta, că ai fost confundată, nu știu dacă o să-mi răspunzi la următoarea întrebare, dar dacă ai putea face schimb de viață pentru zi, cu altă persoană, cu cine mai face acest schimb? Cu Meryl Streep, de exemplu. Nu-i rău. Da, e mai în vârstă.
Nu contează, nu contează. Aș face schimb de viață să trăiesc ce a trăit ea toată viața, nu știu cum. Și ai aflat și conturile, adică ar fi... Nu, lasă asta cu banii și conturile, că nu... Te interesează material, nu? Da. Mai întreabă-mă că-mi place. Da, îți place? Da, perfect. Da. Dacă ai putea pune un mesaj într-o sticlă și apoi să arunci sticla aia în mare, unde te duci tu acolo să-ți fie cald, ce mesaj ar fi? Ceva despre iubire, legat despre iubire, că suntem iubire pe aici și că ar trebui să avem focus mult mai mult în viața asta pe iubire, zic. Da, dar se va pierde mesajul, îți dai seama, nu? Cine trebuie să găsească, să știi. Eu sunt convinsă că ceea ce transmiți în univers se întoarce către tine 100%. Mie mi se întâmplă niște lucruri absolut impresionante. Dacă transmiți niște claxoane în trafic, ce ți se întoarce înapoi? Nervi și alte lucruri. Eu am devenit foarte relaxată. Ba chiar am postat odată, acum un an de zile, nu mai știu când, Doamne, a fost ceva, devenit viral aproape, eram la volan în trafic și am spus că nu, deja gata. Nu mai vreau și caut șofer. Adică da, trebuie să aibă niște calități, să fie tânăr, să fie echipeș, să fie nu știu cum, să fie nu știu cum, în glumă, evident. Nu vrei să știi ce s-a întâmplat. Cred că au luat lumea în serios, nu? A fost ceva, am primit vreo 500 de telefoane, 1000 de mesaje. Am zis că fac casting. Vezi că s-a eliberat băiatul Oanei Zăvoranu. Dacă te interesează. Nu prea știu. Nu. Ce? Îți plac șoferii mai tineri? Nu, îmi plac șoferii buni, care să se strecoare, care să fie agili, abili. Cu experiență, Mihai, cu experiență. Da. Ce să facem? Mara, am aruncat și eu o întrebare acolo, a ocolit-o, ce înseamnă că e o bună șoferiță, nu? Evident. Eu mai pregătesc niște piese aici, pentru că avem multe de difuzat. Vreau să te mai întreb așa, ce crezi tu că este căsnicia? De ce? Pentru mine e foarte important. Ce crezi că este căsnicia? E o... Căsnicia? E o chestie impusă de societate. E o nevoie, e o minciună. Eu nu știu, ce crezi tu că este? Păi, doi oameni ajung să se căsătorească, în opinia mea, atunci când cred unul despre celălalt că vor să petreacă toată viața împreună și să fie suflet pereche și să ajungă să își ofere unul celuilalt. Și au trăit fericiți până la deci bătrâneți. Da. Te mai vezi? Poftim? Te mai vezi într-o căsnicie? Am învățat să spun, să nu spun nu categoric. Că nu știi niciodată ce ți se întâmplă. Singurul lucru pe care îl știm despre noi este că nu o să mai fim pe aici. În rest nu știm niciodată ce se întâmplă. Da, crezi în sufletele pereche? Nu mai știu ce să mai cred. Și că poate să fie mai multe suflete pereche. Mai schimb perechile. Da. Nu, dar nu se pare că e plictisitor să fie un suflet pereche? Plictisitor? Da, cu celălalt. Da, eu cred că cel mai frumos lucru în viața asta este să te îndrăgostești, să simți fluturi aia în stomac. Da, să fie fluturi noi de fiecare dată sau aceiași fluturi? Păi, fluturi aia cam obosesc la un moment dat. Da, încep să scârție fluturi. Trebuie să-i mai miște cineva, știi? Să mai dea din aripi, că... Da. Foarte multe mesaje primești, o să le citesc imediat. Ai urmărit vreodată pagina de Facebook a unui fost prieten, partener? Eu nu intru pe rețelele de socializare. Nu petrec timp acolo, pentru că am multe alte lucruri de făcut. Recunosc că postez în fiecare zi, citesc mesajele pe care le primesc eu pe conturile mele, răspund cât pot mai mult, adică îmi fac timp pentru asta, pentru că oamenii aceia vin către mine cu gânduri bune, frumoase. Dar nu urmăresc pe altcineva. Dar nu urmăresc, uh-huh, pentru că nu am timp. Nu, prefer... Și nici răbdare, cred. Nu, dar prefer să aloc acel timp făcând alte lucruri. Și slavă Domnului că ai multe de făcut. Absolut. Și povestiți despre asta. Ce este o femeie sexy? Ce înseamnă sexy? Sexy? Da. Consider că sexy înseamnă să ai farmec, să ai senzualitate, să ai carismă. Cred că de aici pornește o femeie care poate fi considerată sexy. Din atitudinea ei, din energia pe care o emană. A, crezi că bărbații sunt interesați de atitudine și de energie sau de aspect? Eu cred că vin la pachet cumva.
dar sunt foarte multe femei care sunt carismatice și atrăgătoare, care nu sunt neapărat perfecte, să fim sinceri, ci emană cevaul acela care te atrage. Nu, nu e model, femeia respectivă nu e model, dar are altceva. Exact, exact. Acel caracter, acel... Vino în coa. Vino în coa. De ce o faci pe neștiutorul, Mihai? De ce te dai păi așa, așa de oarecum bărbați? Păi tu știi foarte bine cum. Păi știu, pentru că eu sunt la nivelul de masculin asta. Bun. Deci nu sunt o și... persoană sexy, dar am ceva cu du-te încolo. Vino în coa, du-te încolo. Chestii de-astea, știi? Mamă. Sunt fanul Ancăi de peste 30 de ani, o iubesc și o îmbrățișez, dacă mă lasă, cu mare drag. Am acasă autograful ei pe un poster superb. Uite că oamenii păstrează lucrurile astea. Mihai spune și-l, Doamne, ce frumoasă ești, foarte bine descris ce înseamnă sexy și clar Anca se încadrează. Multe, foarte multe mesaje de genul acesta. Dar mai ascultăm și muzică și ne întoarcem. S-a vorbit pe pauza asta foarte mult despre călătorii, iar cei care sunt live pe TikTok au și auzit mare parte din această discuție. Înainte să mai trecem la întrebările ascultătorilor și privitorilor noștri, Anca, te-aș întreba, bun, am înțeles prin lumea asta largă pe unde îți place și pe unde ai fost, dar în România ai locuri preferate? În România, poate zona lacului Bicaz, Transalpina, ca să spun, ca și locuri, dar nu prea merg la munte, nu prea am timp, toamna, iarna, da. Iar marea, eu lucrez vara 3 luni de zile, sunt arondat acolo. Foarte bine. Și, da, cred că de mulți ani faci treaba asta, nu? Da. De pe vremea Miss Litoralului. Din totdeauna fac asta. De la 16 ani am locuit câte 3 luni la mare lucrând. Și în locul acesta unde sunt acum, sunt de 23 de ani. Unde? În ce stațiune? Am fost prima oară în Mamaia, apoi în Olimp și acum sunt în Năvodari. Asta ți se pare cel mai frumos loc în Năvodari? Nu, păi este același complex. Am înțeles. Pot să-i spun... Îl știm cu toții, că e în Olimp unde am fost și noi și am văzut ce frumos e și am zis ce frumos ar fi să avem și noi emisiune aici. E bine că s-a renovat, că înainte a fost în Paragină câțiva ani și... Păi da, a avut cineva grijă. Da, păcat de locul ăla că a fost lăsat așa. Da, deci asta e, cu muntele nu urci, nu sunt prea prietenă, am făcut schi toată copilăria mea, chiar de performanță pot să spun. Am fost într-un club școlar și am participat la multe concursuri. Dar acum am grijă să-mi protejez picioarele. Adică se poate întâmpla orice pe o părție de schi. Să ți le asigur că... Nu, mi le-am rupt acum, acum 2 ani. Am căzut și am avut o dublă fractură de rotulă. A fost ceva, o experiență de nedorit. Numai cine a mers în cârje știe ce înseamnă această nenorocire. Ba chiar trebuia să am asta e o poveste foarte drăguță. Trebuia să am o premieră a unui spectacol, să intru să pregătesc un spectacol. Și l-am sunat pe Dan Tudor, regizorul cu care urma să pregătesc acest rol, și am spus: Dan, îmi pare foarte rău, dar eu mi-am rupt un picior. Când mă întorc în septembrie, o să fiu în cârje, n-am ce să fac. Și el a stat puțin și s-a gândit și a spus: nu, e ok, vino la repetiții. Și am construit-o pe Dolores, pe personajul meu, o femeie în cârje, șchioapă, eram cu orteza. Și ulterior, după ce am dat orteza jos și m-am recuperat, femeia a rămas șchioapă, adică... Trebuia să șchiopăteze cu tine. Da, personajul... Interesant. Da, a fost creat așa, din după cauza acestui nefericit eveniment. Maria Claudia are o curiozitate. Cum a fost experiența? Te cunosc de undeva. Impresionantă. A fost sunt pentru a doua oară la Te cunosc de undeva, dar de data aceasta am avut pe partener pe Jean Gavril, care este un adorabil, fermecător, tânăr. A fost și la noi aici, știm. Da. Dar ceea ce nu știți este cât talent poate să aibă, cât bun simț, câtă educație, câtă implicare, câtă răbdare, cât calm. Eu eram acea agitată și el era cel care mă panic, mă destresa, îmi făcea semn tot timpul înainte să intrăm.
mie îmi bătea inima cu 150 de bătăi pe minut și el îmi făcea calm, calm, totul este în regulă, știm foarte bine ce avem de făcut, calm, calm. Încă mai avea emoții. Oh, da, ce emoții. Eu am emoții, pot să mor, orice, da. Orice scenă, nu? Da, da, și astăzi la fel sunt. Adică aici? Aici nu. Am avut emoții că urma să mă întâlnesc cu voi. Da, okay, nu. Chiar nu, n-am avut emoții. Nu mușcăm. Dar, nu, înainte de orice spectacol, eu am emoții. Și astăzi, după atâția ani de zile, am avut situații în care am făcut și atacuri de panică. Mă gândeam, Doamne, intru în cușca cu lei. Adică, dincolo de ușa asta, e cușca cu lei și, cum, și trebuie și să fac față. Și cum depășești stările astea? M-am rugat, mă rog și mă rog să nu mor atunci, să mor după spectacol. Doamne, încă puțin, mai ține-mă puțin. Da. Păi cine-mă vreo 40-50 exact. De ani, te rog. Da. La Mama Mia, la musicalul Mama Mia a fost ceva așa foarte drăguț. Pentru că am jucat, înainte să dăm premiera, am jucat două spectacole în condiții 100% de spectacol. Adică în costume, cu lumină, cu recuzită, cu tot. Am avut și niște spectatori chemați de acasă să vedem cam cum reacționează. Pentru că la orice spectacol tu îl construiești, dar nu știi un reacția. Element foarte important, reacția publicului. Și noi jucăm clar în funcție de reacția publicului, care devine parte integrantă a spectacolului. Publicul respiră odată cu tine, publicul aplaudă, publicul râde, publicul te taxează, publicul face parte, e un element viu din spectacol. Și atunci tu dai un spectacol înainte, avant-premiera, așa cum se numește, ca să și vezi oarecum cum reacționează publicul, care trăiește efectiv. Și la cele două spectacole avant-premier am jucat totul normal, știam foarte bine ce aveam de făcut. E, în seara premierei a venit Răzvan Ioan Dincă, care este regizorul și care a venit în culise și ne-a ținut un speech motivațional, cum face de fiecare dată, să ne aducă în starea care trebuie, să ne îmbărbăteze. Vine și la pauză și la sfârșit și e ceva așa, o atmosferă minunată. Și Violeta Dincă, coregrafa, și toată echipa. Și înainte să intru în scenă, eram cu Ecaterina Ladin, care este Rosie, partenera mea. Am crezut că gata, nu o să mai pot face nimic. Nu mai știi nicio replică. Nu, pentru că nu mai puteam să respir. Nu puteam să respir. Îmi bătea inima atât de tare. Trăgeam așa aer și nu intra aer. Adică asta se numește un atac de panică. Și Ecaterina s-a uitat, Tincuța s-a uitat la mine și a zis: ce faci? Mori acum? Hai să jucăm. Norocul meu este că prima noastră scenă este un momentul Money Money, care este cumva al personajului principal, Loredana. Noi suntem asistentă, acolo, dansăm, cântăm pe lângă ea, nu e momentul nostru de forță. Și mă mai reglez. Și ce mi-am spus eu înainte să intru în scenă? Ce-ar fi să mă gândesc că nu e premiera, că e ziua de ieri, azi, că ieri n-am avut emoții. De ce? Ieri n-am avut emoții pentru că eu mi-am indus că vai, e premiera, vai, vai. Nu, ce e asta? Mai vine Duban la noi și înainte să intrăm, că joc în mai multe piese cu el, și știi cine e în sală? Cine? Publicul! Deci știi ce e interesant? E interesant că actorii, că artiștii se pregătesc atât pentru treaba asta și se mai găsește câte unul în public să-și lase telefonul deschis. E, asta, ce să mai vorbim? Nu mai vorbim, dar știi că la anumite teatre s-au creat niște sisteme de bruiaj ca să nu mai poți așa folosi telefonul, trebuie, care sunt puse în funcțiune, pentru că este ceva incredibil. Ca să nu-ți mai spun că eram odată spectator la un spectacol de teatru în sală și un cetățean, nu numai că i-a sunat telefonul, a și răspuns. A răspuns și a vorbit și le spunea actorilor: scuze, iertați-mă, dar e șeful meu, trebuie să vorbesc cu el, iertați-mă. Deci se uita Vlad Zamfirescu la el. Noi ne venea să credem, am crezut că face parte din spectacol chestia aia, deci... No, e vorba de educație aici. Da. Așa mai sta la povești mult, dar uite că s-a terminat și emisiunea noastră. Nu chiar cred. S-a terminat, da. O să intre peste noi Mihai Dacin. Început. Da, se termină cu un mesaj foarte tare primit pe WhatsApp de la ascultătorii noștri, desigur. Anca, ești o tipă foarte mișto. Da. Și asta este și părerea noastră. E un tip?
Băi, cred că da, da, că nu s-a, adică așa cred, da. Nu s-a semnat, dar mie așa îmi pare. Mulțumesc acum... mult da. Pentru toate gândurile frumoase pe care le primesc de la voi. Vreau să mulțumesc tuturor pentru că primesc atât de multe mesaje. Nu știu ce fac pentru asta, că doar, păi doar mă străduiesc asta, să, da, da, așa, să fac lucrurile bine pe pământ. Știi că oamenii în general simt când cineva e fake? Absolut. Când cineva e autentic. Autentic, exact. Eu vreau să vă mulțumesc vouă că mi-ați creat această oportunitate să fiu astăzi aici împreună cu voi și cu toți cei care ne ascultă. Mulțumesc. Noi mulțumim pentru prezența. Sperăm că o să mai vii, adică cu drag, cu bucurie. Începutul e greu de fiecare dată. Vă mulțumim și noi o să ne luăm la revedere aici pentru că intră publicitatea și după aia are treabă și Mihai Dacin, mai ales că voi văd că deja îi trimiteți mesajele să-și pregătească emisiunea de la 10. Mulțumim și celor de pe TikTok. E o premieră și pentru noi, așa că vă mulțumim că ați fost cu toții alături de noi. Mâine dimineață, tot așa, de la 7, știți programul nostru. Mulțumim, Anca, zi frumoasă tuturor. Asemenea, mulțumesc.